să știți că tema asta n-a fost ideea mea. Și eu nu pot să zic că am pregătit tema asta. Așa că o să încerc să-mi aduc aminte ce știu despre astea. Ce vreau eu de la voi? Dați drumul la o foaie de hârtie. Cu ce întrebări aveți relativ la? Ca să înțelegem lucrurile. Dacă știam, făceam, cum se cheamă... Nu. Chestia aia, când imiți tobe. Beatbox. Așa. Și să vă spun concluziile la care am ajuns și eu. Știți? Crearea interior. Și pe mine mai stătea spus la un moment dat creația de rinc, cum s-a întâmplat și cum a apărut Universul. Și Universul a apărut foarte interesant. Mai țineți minte Eminescu, geneza, cum se numește. Iată un punct se mișcă. Ba. Nu, se aude vocea, dar nu. Acum. Ți mai ai. Da. Deci mă incomodează Deci, atunci când vorbește despre punctul care se mișcă, vorbește, de fapt, de începuturile creației. Și, într-adevăr, inițial, exista, paradoxal, întunericul primordial. Și în întunericul primordial, totul era de mișcare. Știți că ăsta e paradoxul. Eu vă spun să vă mă credeți, vă spun așa, o poveste și asta rămâne să o verificați voi după acolo. Și Universul ăsta spiritual era format din punct. Astea sunt totuși așa, cameră. Era format din puncte. Și punctele astea erau în nemișcare. De ce e important să înțelegeți asta? Pentru că o să vedeți că la fel se gândea, se formează gândirea. Și erau puncte. Vă imaginați toată asta făcută cu puncte, da? Ca să înțelegeți cum s-a întâmplat, ați văzut vreodată algele alea care luminează, măcar la televizor? Știți ce produce luminarea? Mișcarea. Da? Știți că în momentul în care se mișcă apa, el începe să lumineze. Dacă dai cu mâna prin apă, el începe să lumineze. Ovarurile, care fac să lumineze, e un spectacol extraordinar, am văzut prima dată viața mea. Și nu înțelegeam ce se întâmplă, pentru că vedeam ovarurile și începeau să producă lumină. Și atâta am realizat că, de fapt, sunt altele care luminează. De fapt, sunt ca niște puncte care, în momentul în care se mișcă, creează lumină. Mișcarea asta creează lumină. Deci e importantă treaba asta. Că să înțelegeți că Universul spiritual era un întuneric plat. Inițial. Nu exista nimic. Nici măcar un gând. Dar exista Dumnezeu. Da. Păi ăsta e paradoxul. Că exista Dumnezeu. Dar exista Dumnezeu, dar în ce sens? Nu era... Nici măcar cunoaștere nu era. Și asta este, mă rog, greu de acceptat de religii, pentru că ei au pretenția că Dumnezeu primordial era înțelept să s-a născut așa. Dar nu e așa. Ok? Bun. Și în Universul ăsta primordial s-a produs o mișcare. Și imaginați-vă un punct care se mișcă. Și are diverse traiectorii. Nu? Nu. Se mișcă el.
Până la un moment dat, când ce se întâmplă? Se unește. Și formează un cerc. Un punct care se unește pe o traiectorie, nu poate să formeze decât un cerc. Bun. Cuiva acolo în întuneric i-a plăcut chestia asta. Știți copiii când începe să deseneze și reușesc să unească un cerc? N-ați văzut niciodată? Da. Adică părerea mea e că Dumnezeu a fost copil inițial. Bun. Evident că s-a gândit el că e drăguț, nu? Și a mai plecat un punct. Și a mai făcut un cer. Și a observat unirea dintre astea două. Și a făcut așa. Știți că paradoxal, prima formă geometrică care a existat, n-a fost cine știe ce. A fost un cer. Știți că dreapta a apărut după aia, numai după aia. La intersecția a două cercuri. Bun. Când a văzut treaba asta, i s-a părut interesant. Și a mai intersectat un cerc. Mă rog, geometria mea lasă doi. Și au început să apară ce? Figurile geometrice. Acum înțelegeți de ce în Shambhala ce există la început? Semințele vieții. Semințele vieții ce sunt? Punctele astea. Puncte de lumină. După aia ce se întâmplă? Încep să se unească și apare ce? Floarea vieții. După aia se începe să se unească și ce fac? Cuburi metatron. Deci inițial, dacă ar fi să luăm primul înger creat, ce formă avea primul înger creat? În cer. Și sunt mai multe tipuri, da? De la intersecția lor, când au apărut astea, ce a apărut? Triunghiul. Pătratul a apărut abia după aia. Deci primul a apărut cercul, după aia triunghiul, după aia pătratul. Mă rog, dreapta, după aia triunghiul și după aia pătratul. Și de asta avem arhetipurile. Arhetipurile sunt, de fapt, forme primordiale de existență ale Spiritului. Bun. Știți, dacă vreți să înțelegeți cum puteți să faceți treaba asta, s-a studiat frumusețea umană. Știți la ce concluzie s-a ajuns? Că frumusețea umană există dacă există armonie. Iar armonia există dacă fața e formată din... Cum se cheamă? Figuri geometrice regulate. Toți oamenii frumoși, mi s-a descompus fața pe calculator și au în componență figuri geometrice regulare. Armonioase. Nu e armonia bizantină. Nasul trebuie să fie o treime din chip și pometii trebuie să fie. Aia e bizantină, nu e, înseamnă că e frumusețea cum se cheamă, angelică. Omul prin ce diferă de înger? Și faptul că apare disarmonia. Disarmonia în cadrul figurilor geometrice. De ce vă spuneam? Asta e așa ca o idee, ca să înțelegeți printre altele, inclusiv Shambhala. Inițial, în supa asta, originală, existau și puncte de lumină, și puncte de întuneric. De unde sunt? Habar n-am. Până acolo am ajuns eu. Bun. Ideea este, în timp asta au început să se organizeze. Da? În timp au început să se organizeze. Și au început să apară diverse forme, figuri geometrice. Să știți că omul a fost creat mult mai târziu. Și îngerii. De asta voi când vedeți îngerii prima oară, cum îi vedeți? La cercuri. Sfer de lumină. Păi, de la cerc la sferă,
E distanță mare? Dacă ei încerc și rotesc, ce devine? Dacă ei în triunghi și rotesc, ce devine? Con. Sau poți să rotești să devină sferă. Da? Dacă rotești în jurul unei plante. Dacă e un pătrat și rotești, depinde, poate să vină cilindru, poate să vină o figură geometrică care e formată din două conuri, depinde pe ce, în jurul cărei laturi rotești. Și așa au apărut figurile geometrice. Imaginați-vă pe cineva care se joacă cu chestiile astea. Asta a durat, dacă ar fi în timp uman, miliarde de ani. Motivul pentru care Moise spunea că Dumnezeu a creat lumea în 7 zile, este pentru că lui îi lua o zi ca în duh să vadă începuturile Universului. Da, în duh, asta înseamnă că mergând pe axa timpului, ținând cont că mergi cu o viteză care există, ca viteza gândului, înseamnă miliarde de ani. Nu a creat un miliard în 7 zile. I-a trebuit numai să 7 zile să vadă crearea lumii de la începutul și până la. Înțelegeți ce vreau să comunic? Bun. De ce am zis treaba asta? Pentru că inițial am vrut să înțeles cum au apărut entitățile de lumină. Și entitățile de lumină au plecat de la cer și au ajuns la îngeri din ziua de azi. Fiecare individ este, de fapt, are o matrice originală, matricea cea originală, pe care o avem, se regăsește în orice înger și are la bază geometria sacră. Și acum găsiți legătura cu geometria sacră. Da? De ce se numește sacră? Pentru că este prima creație a îngerilor. Asta este începutul de creație. Iar omul nu este altceva decât o copie infidelă a îngerilor. Inițial a fost creat perfect. O să vorbim și de asta. Dar inițial a fost creat perfect. Numai că în timp și-a distrus. Aceasta originală. Poftim? Eva a distrus. Nu mai dați vina pe Eva. Lăsați biserica că o face destul. Așa trebuia să existe, să fie planeta asta. Se spune așa, scrivească Dumnezeu de ispita îngerilor. Și fiți siguri că dacă Dumnezeu vrea să te ispitească și să cazi, știe cum să o facă. Deci așa au apărut îngerii. De la simplu la complex. Da? Dacă un înger simplu poate să fie etichetat, adică de etichetat, comparat cu o sferă, un înger din ceruri mari are forma pe care o știți. Bun. Revenim la, adică mergem la căderea îngerilor. Căderea asta a îngerilor e foarte interesantă. Eu nu sunt de acord cu ce se spune, pentru că așa sunt eu. Eu sunt de principiu că pun la îndoială tot. De ce pun la îndoială tot? Pentru că mie groază de ideile preconcepute. Ideile preconcepute sunt ideile care n-au fost niciodată verificate. Și atunci mie poate să verific tot. Și dacă îmi place ceva, este să găsesc, simt când ceva nu e ok. Și atunci, când simt că ceva nu e ok, e ca și cum ai găsi capătul gemului, capătul firului. Trebuie doar să mergi pe fir ca să înțelegi de ce nu e ok. Bun. În universul ăsta spiritual primordial creat de Dumnezeu, existau îngeri, existau principiul divin, masculin și feminin. Ce nu exista? Sau ce avea el? Nu e vorba de intrigă. Că toate erau perfecte și toate se construiau. De la simplu la complex. Problema este în momentul în care a fost îngerul creat cu liber arbitru. Pentru că și îngerii au liber arbitru. Și în momentul în care liberul arbitru, evident că puteau să se supună sau nu divinității. Lăsăm mai încolo. Bun. Au fost creați îngerii.
fiecare cu treburile lor. Și spuneam, bine, bine, dacă a creat Dumnezeu îngerii, printre care îngerul frumuseții, da? De ce a fost creat primul îngerul frumuseții? Pentru că provenea primul de la cer. De la cer. Și atunci tot ce a venit de la simplu la complex, evident că a fost în armonie cu toate figurile geometrice regulate. Da. Pentru că primul înger creat a fost perfect. Bun. Și se spune că, deci, că există o idee conform cu aia, de fapt nu chema Lucifer, îl chema Cifer. Adică era patronul matematicii. Era perfect și din cauza artei, adică din cauza armoniei, dar era cifră de ceva care reprezintă matematica. Toate figurile geometrice țin de matematică, de geometrie și au toate, cum să vă zic eu, o componentă matematică. Bun, nu o să intru la mânt căderea luciferică. Cert este că, într-adevăr, a apărut orgoliu. De ce a apărut orgoliu? Pentru că întotdeauna e cineva care vrea să ia lucruri altuia. Și întotdeauna e cineva care are impresia că merită mai mult decât are. Adică dacă ai iubire, vrei mai mult. Dacă ai bani, vrei mai mult. Dacă ai orice, avem această stare să nu ne mulțumim cu puțin. Până la urmă, e o caracteristică demonică sau divină asta? E divin. Pentru că și Dumnezeu a plecat de la un cerc și a luat la înger, nu? A vrut mai mult. Da? Deci e o caracteristică divină. Dar, această caracteristică, dacă este folosită prost, devine negativ. Și aici a apărut dorința unora de a se ridica deasupra divinității. Părerea mea este că Lucifer avea și are o mare însemnătate în creația materială. Există ceva de la nivelul ăsta care să nu aibă componentă matematică? Din planul material. Și atunci, nu sunt toate prin cifre? Nu sunt toate prin lucruri? Nu toate au o componentă. Nu toate au o componentă artistică? Nu toate au o armonie artistică? Și atunci, nu sunt toate prin cifre? Nu e și muzica cu o componentă artistică? Și atunci, tot ce înseamnă creație, la un moment dat, în planul spiritual, a fost făcut prin el, el era în artă, și toate au fost făcute, și sigur, toate din universul material sunt făcute prin el. Pentru că dacă stăm să ne gândim că la baza corpului există și lumina și întunericul, și binele și rău, e clar că noi avem o componentă și din Domnul Luc. Și zic, înainte eram foarte supărat pe Luc și mă certam cu el. Mi se părea, acum m-am mai liniștit. Nu mai am treabă cu el. În sensul că, știți, fiecare poate să greșească la un moment dat. Și dacă noi greșim și ne iartă Dumnezeu pentru că facem diverse, pe el nu l-a iertat de 15 miliarde de ani. E în aceeași situație. Adică, nu pot decât să-mi pară rău de el, pentru că are o pedeapsă care durează de 15 miliarde de ani. Așa că, dacă simt ceva pentru el, simt înțelegere și milă. Bun, revenind. Căderea demonilor. În momentul în care au crescut îngerii și s-au transformat în demon, s-a întâmplat un lucru foarte interesant. Din supa aia de lumină și întuneric, s-a produs o separație. Aici au rămas punctele de lumină. Și aici au venit punctele de întuneric. Și azi ne imaginăm punctele de întuneric un pic mai mari și negre, da?
Și așa s-a despărțit universul spiritual în două. Și la ora actuală, universul spiritual este despărțit în două. Adică în lumină, unde au rămas ființele de lumină, și în întuneric, unde s-au dus ființele de întuneric. Bun. Exista o ierarhie și înainte de cădere. Și atunci, ierarhia înainte de cădere a creat cerurile. Exista o ierarhie și după cădere. Pentru că până și demonii erau situați ierarhic și s-au produs angice. Știți, partea frumoasă a acestei planete este că ea este exact așa. Dacă astea sunt cerurile și astea sunt iadurile, Pământul e așa. La intersecție. Pământul și toate planetele au fost așa. Este o... un câmp de manifestare a celurilor și a iadurilor. Este o intersecție. Doar Pământul sau mai sunt și alte? Dacă celelalte planete pe care există... Toate planetele se află la intersecția binelui cu rău. Adică dacă voi înțelegeți cum funcționează planeta Pământ, ăsta e frumos. Înțelegeți cum funcționează toate planetele. Și alea care sunt inferioare, unde se manifestă mai mult rău, și alea superioare, în care se manifestă mai mult bine. Planeta asta le are pe toate. Asta e frumos. Ai înțeles planeta Pământ, ai înțeles tot universul material. Toate formele de manifestare. Bun. Ce s-a întâmplat după ce s-a creat, s-a despărțit Universul? Evident că asta înseamnă că și omul e făcut pe același principiu. Adică avem lumină și avem o umbră. Avem o conștiință și avem un subconștient. Unde sunt cele mai negre teme, frici ale noastre? Sunt partea de umbră. Știți că la ora actuală, psihologia merge foarte mult pe terapia umbrei. Terapia subconștientului. Mie îmi place foarte mult asta. Noi ne ocupăm de terapia umbrei. Dar și cine s-a ocupat prima oară de terapia umbrei? Dar în știință, Freud. Subconștientul. Dar prin ortodoxie, spovedanie. Spovedania este o formă de terapie a umbrei. Orice verbalizare a unei emoții, instinct, gând, produce ce? Eliberarea din subconștient a energiei respective. Nu? Nu s-au ocupat creștinismul de spovedania asta. Ba da. Bine, nu creștinismul, dar și în Tibet era treaba asta. În Tibet, evoluția cum se făcea? Stăteai de vorbă cu mentorul tău. Știți care este diferența între evoluția creștină și evoluția, să zicem, călugără Shaolin, budistă sau mai știu ce? Religia, din perspectiva mea, e mai bună aia orientală. Și o să vă spun de ce. Evoluția în Orient se face prin deschiderea către toată durerea lumii. Adică omul vine ucenicul și maestrul îl deschide către tot întunericul lumii. Adică către toți demoni. El se încarcă cu toți demonii lumii, dar tu nu-i manifesti decât pe ai tăi. Pe aia care te bubuie pe tine. Adică, dom'le, dacă nu-ți plac găinile, să fim serioși, nu o să te tragă nicio găină. La propriu. Ați înțeles? Și de acolo începe educația. Odată ce te deschizi către toate durerile lumii și te încarci cu ele, începi să gândești, începi să simți. Și eu, ucenicul ce zicea? Maestre, simt asta. Și atunci, ce făcea maestru? Îi dădea rezultatul sau îi dădea în locul, îl ajuta să înlocuiască acea idee una pozitivă. Și de fapt ce făcea? Începea o exorcizare prin educație. De asta la Călugării Shaolin, educația
E foarte important și se face foarte mult timp, dar pe aia nu o pierzi niciodată. De ce? Pentru că odată ce scot astea, în momentul în care te-ai eliberat de ele, nu mai intri niciodată, că nu mai rezonezi. Dacă ai discutat despre sinucizie, ai înțeles, să fii înțeles, nu te mai sinucizi nimic pe ce s-a întâmplat, pentru că știi. În Occident, se merge foarte mult pe lumină, deci ridicarea omului în lumină, negarea asta. Te duci, te spovedești, nu mai scos la suprafață, la, la, la. Dar dacă omul ăsta cade în întuneric, e pierdut. Da? De ce? Păi dacă n-a înțeles ca lumea, bucur. Bun, există și în creștinism, dar în mănăstire, mai puțin în exterior, ceea ce se cheamă încercarea fecioriei, când te încarci cu întuneric și vezi ce îți trece prin cap. Adică există o perioadă de asta în care te lasă Dumnezeu cu totul întunericul și cu umbra ta. Da. Destul de mult timp după, ca să poți să-i faci față după ce ai înțeles în minte. Deci toți suntem creați, dacă ăsta e corpul nostru, toți avem o lumină și un întuneric. O parte de bine și o parte de ea. Bun. Ajungi și în întuneric. Evident că, imaginați-vă chestia asta care în supa asta neagră, care corpul e toate entitățile negative. Entități negative însemnând, imaginați-vă îngerii căzuți. Păi îngerii căzuți aveau potențiale divine, aveau haruri, daruri, dar de toate tipurile. După cădere, li s-au luat. Și atunci, în ce s-a transformat curajul? În lașitate. Eu cred că mai degrabă în agresivitate. În furie, în ură. Iubirea s-a transformat în ură, dar curajul s-a transformat clar în agresivitate. E evident că a apărut frica. Frica e primul sentiment negativ apărut, da? Și spuneam, domnule, dacă se deschide aici sala și te duci până în centrul Pământului, sunt absolut convins că primul lucru pe care îl simțiți nu e frica, ci groază. Da? Deci primul sentiment negativ care a apărut a fost, nu e primul, că primul a fost ăla cu mândria, că aș vrea să mă ridic deasupra Dumnezeu. Al doilea, da. Este frica. Orgoliu și frica. După aia. Ei, și atunci s-a pus problema, bine, bine, și ce facem cu ei? Pentru că sunt mulți, sunt o treime. O treime înseamnă foarte mult. O treime din miliarde, de miliarde, de miliarde, de miliarde, de miliarde, de miliarde, înseamnă foarte mult. Înseamnă foarte mult. Știi că ăștia ți-ar tăia gâtul oricând. Ce faci pe ei? Imaginează-ți, știți, ca în faza cu chinezii. Zice, bun, ne ducem peste China. Te învingem, ne îi omorâm. Dar unde îi mormântăm? Știți că a fost odată un conflict între Rusia și China? Și rușii au luat, nu știu ce, au uitat într-o peniță, nu știu, Manciuria, nu știu, pe unde au uitat. Și chinezii au trimis următorul comunicat. Vă trimitem 2 milioane de soldați nenarmați. Și rușii s-au retras. De ce? Că s-au gândit, bine, îi omorâm. Omorâm 2 milioane. Ce facem cu ei? Că ăștia îi trimiteau frumos dezbrăcați ca să nu consume haine. Înțelegeți? Îi îmbrăcau haine de unică folosință și trimiteau o armată nenar, fără arme, peste ruși. Și s-au gândit, unde e mormânt de ceași? Vă dați seama, molime. Și atunci s-au retras. Că știau cum să facă. Ne zic că ei n-au multă minte. Bun. Cam așa e și cu ăștia. Bun, ce facem cu ei? Și atunci aici a apărut ideea vieții în materie. Adică, entitățile astea au fost învinse, legate, condensate. De fapt, materia înseamnă energie și entități negative condensate. De asta e să spune că la sfârșitul vremurilor fiara o să rupă lanțul și o să se elibereze și va fi sfârșitul acestei planete. Orice planetă care se distruge, care explodează, este, de fapt, o entitate negativă care se eliberează. În momentul, astea sunt, o să le găsiți pe cer. Știți, sunt ca niște nori negri,
fost mici, alea sunt entități negative eliberate din... Și ce o să urmeze? O să vină alt Dumnezeu, o să ia, o să învingă entitățile astea, o să facă alt sistem planetar. Și o să ia de la început. Ciclu. Bun. Și atunci a zis, s-a creat universul material. Din toate entitățile astea care au fost învinse, s-au creat planete. Cosmos. Univers. Galaxie. Evident că de-aia s-a dat de multe, pentru că toate reprezintă îngerii căzuți. De fapt, fiecare planetă este un înger căzut care are demonul respectiv și un cer tributar lui. Așa cum noi avem o planetă, avem o entitate, asta cu 666, e entitatea planetei. Care nici măcar nu e cea mai mare din Univers. Avem un cer, adică avem cele 10 ceruri relativ la Pământ. Pământul are tot 10 ceruri. Fiecare sistem are 10 celuri, 10 celuri, 10. O să discutăm despre celuri. Și atunci, noi ce facem? Ne aflăm pe Pământ, care este o entitate negativă. Și avem un cer, care este o entitate pozitivă. La noi, în cazul ăsta, e reprezentat de Soare. Soarele este o entitate pozitivă, care emite lumină. Și care ne trimite lumină sub formă de fotoni, care sunt, de fapt, particule de lumină din Universul primordial. Este Spiritul lui Hristos, nu Soarele. Unii. Lasă deocamdată că Spiritul lui Hristos a apărut mult mai târziu. Spiritul lui Hristos a apărut acum 2000 de ani, nu acum 15 miliarde. Da? Am citit, da, am spus. Nu. Astea sunt părerile, știți, sunt unii care vor să zică că mai de întâi de toate a fost, eu știu, găina. Nu știu dacă a fost găina. Deocamdată eu vă spun că pe vremea aia când existau particulele astea de lumină, nu se știa de Hristos sau de întâmplarul Iisus. Habar n-avea nimeni de nimic. Asta au apărut ca necesități ulterioare. Le-a fi prevăzut Dumnezeu când a devenit conștient de propria conștiință și a început să vadă viitorul. Da? Dar nu știu. Nu mi-a zis. O să-l întreb. Să zic, băi, Doamne, tu ai știut când, atunci când ai făcut Universul cu să vii pe cruce la un moment dat? Și dacă zice că da, zic că da. Bun, revenind. Deci fiecare parte de planetă, până la urmă, este o entitate. O entitate de întuneric. Bun. Ce se regăsesc în planeta asta, Pământ, din punct de vedere spiritual? Îngeri. În planetă, am zis. A, în planetă. Demoni. Demoni. Care sunt? Cum? Cum sunt ei? Hai că zicea, sunt vasile cel mai bine. Șerpi, scorpii și balau. Și acum vedem legătura cu religia chinezească, care spune să nu-ți faci casa pe ochiul și pe coada dragonului. Da? De fapt, toată planeta este o sumă de șerpi, scorpii și dragoni și balauri. Legați de nodul Harma. Acum vedeți legătura cu anestezia. Legați de benzile Harma, care sunt benzi pozitive și care când se rup, ce se întâmplă? Cutremure. Erupții vulcanice, cutremure, dispar, apar teritorii, etc. Vedeți ce ușor e? Simplu. Bun. Deci în Pământ regăsim șerpi, scorpii, balau. Bun. Și a zis Dumnezeu să facem viață. Viața e creat. Dar eu sunt de acord și cu creaționismul și cu evoluționismul. Da! Moise a văzut faptul că Dumnezeu a creat lumea. Dar nu le-a făcut într-o zi, frate. A plecat de la supa aia primordială, adică de la amebă, și a evoluat în timp până când a ajuns la nivelul de om. Dar știți cum mi-am dat seama de asta? Că are și o componentă de joacă. Știți că ăsta e farmecul lui Dumnezeu, apropo de joacă. El se joacă. El încearcă. Diverse. Nu el. El prin îngerii lui. Dar și el primul, inițial, el acum e foarte înțelept. Corect.
Dar el s-a manifestat exact cum se manifestă copiii în creșterea lor spre maturitate. Deci exact așa au și la început. Pentru mine, să știți că Dumnezeu poate greșesc. Deci poate ca tot ce vă spune să fie un bullshit. Dar pentru mine, a studia pe Dumnezeu, pe Tao, tot ceea ce reprezintă unitate. Am stat și m-am gândit și o fac în toate viețile mele. Pentru că mi-am dat seama că e ceva dincolo. Și vreau să văd ce e acel ceva. Știți? Dincolo de nor, dincolo de tunet, dincolo de iubire, dincolo de sex, dincolo de frumusețe, dincolo de urățenie. Băi, e ceva. Pe mă interesează acel ceva. Adică... Asta înseamnă că excluzi intervenția altora de pe alte planete? Nu! Aia fac parte tot din planul sau neplanul lui Dumnezeu. Deci extraterestrii sunt tot ca și noi, numai că sunt la alt nivel de evoluție. Bun. Și ziceam că, știți cum mi-am dat seama că Dumnezeu se joacă? Totul e clar, da? În tot ce înseamnă biologie. Dacă n-ar exista un animal, știți care animal există și care dă peste cap toate? Ornitorincul. Știți când s-au dus ăștia francezii și au găsit ornitorincul? Prima Academia franceză a zis, acest animal nu există. Pentru că nu e. Deci, e și mamifer, are și ciori de rață, face și ouă și mai și alăptează. Adică ornitorincul este o... Dacă ești deștept, prinde-te. Nu sunt multe. Nu o să găsiți foarte multe animale, ca să nu zic că nu mai sunt, care să iasă complet din tipare. Deci noi avem un tipar, de la reptilă s-a ajuns acolo, de la acolo s-a ajuns acolo, de la acolo s-a ajuns acolo. E, ăsta, na, țeapă. Eu nu. Și după asta îți dai seama că, da, este valabil și evoluționismul, pentru că viața a apărut prin evoluție de la singura complex, omul fiind cel mai complex animal, dar și creaționismul. Adică a fost creat în timp. Și vreau să vă spun ceva, sunt planete pe care sunt animale cum nu se văd la noi și nici n-au zis, ca și dinozauri și mașinări. Până și dinozaurii au fost un experiment al unui Dumnezeu. Când Universul se intervine și-a dat seama că nu a ales să existe dinozauri. Că nu și-au... Nu sunt eficienți din punctul de vedere al evoluției spirituale. Bun. Și atunci au apărut animăluțele. Animăluțele au plecut și de la simplu la complex. Mai trebuie să înțelegeți ceva. Că Universul spiritual, demonii, are și el de la simplu la complex. Corect? Și atunci, entitățile astea, cerbi, scorpii, balau, au și ei la rândul lor ce? Niște subdiviziuni. Adică o șarpe e format și el din niște subdiviziuni și el nu este cu totul întreg. Și din ce e format un șarpe? Salut! Din ce e format un șarpe? Ha? Nu. Dacă vedeți, dacă citeți, diverse. Parcă pe la Danser acum găsiți noțiunea de larve. Da? Știți că orice este la început o larvă? Există larve de pește? Adică există om și există larvă. Și atunci până și șefii ăstea, de la un anumit nivel încolo, au larve. Fac o linie. Dar sunt subdiviziunea lor. Și atunci avem viață de la simplu la complex. De la larve, care înseamnă orice, până la sume de. Așa că, la baza întregii vieți, mai ales la baza tuturor animalelor, ce avem? Ce au ca și comun? Ce au comun cu noi animalele? Hai să zicem animalele cu sânge, ca să fie mai ușor pentru toată lumea. Suflet. Sângele nu este el vehicolul sufletului? Și atunci animalele cu sânge cald nu au suflet? Bun. Și ce mai au comun cu noi? Șarpele cu Dani.
Este foarte simplu de înțeles asta la un cățel, la o pisică, la o... și la un pește. Toți așa fundamentul. Ce diferă? Ce face diferența între șerpii kundalini unui animal și șerpii kundalini, șarpe kundalini al omului? Dimensiune. Dimensiune. Nu se poate naște, oare se poate naște o entitate mare într-una mică? Răspunsul e da. Dar nu intră toate. Intră părți. Adică intră o porțiune. Și o porțiune rămâne la parte. Se poate naște o entitate mică într-o specie mare? Mai greu. De ce e mai greu? Pentru motiv? Nu poate să o ducă. Asta e una de asta. Sunt probleme, copii cu probleme care nu se pot schimba. Pentru că dacă au șarpe cum ai nimic, ei nu au inteligența emoțională necesară să se dezvolte ca oameni. Și aici apare autismul veritabil. Da? Autismul veritabil. Fie sunt entități spirituale cu vârsta stare mică, fie sunt copii posedați, fie sunt pseudo, mă rog. Și mai sunt pseudo-autiști. Bun. De ce nu? Pentru că în ceea ce înseamnă lupta pentru existență, și lupta pentru existență, să știți că este lupta ca să te întorci către lumină. Știți de ce vor să se nască entitățile? Pentru că, în realitate, ele stau în întuneric. Deci toate entitățile stau în întuneric. Primul pas către lumină, care este? Întruparea. Întruparea este singura cale prin care poți să te întorci către lumină. Și atunci, dacă ești mic, cauți căi mici. Și atunci te nasc diverse, se nasc diverse animăluțe. Pe măsură ce crești, că de asta apare lupta asta. Unul mănâncă pe altul, altul. De fapt, ce fac? Cresc. Dintr-o entitate care mănâncă, știți, peștele mare, mănâncă un pește mai mic. Ce se va întâmpla? Peștele la mic va intra în componența peștelui mare. Și crește, și crește, și crește. Ce crește? Puterea. Puterea să ce? Să se nască din nou mai bine și mai sus. Adică ceea ce coordonează lupta către existență, lupta pentru existență, lupta pentru viață, chiar și la nivelul animalelor, este tot întoarcerea la lumină și la Dumnezeu. Adică din întuneric, unde e frig, foame și mai știu eu ce, îți dorești să te naști. De ce? Ca să trăiești. Să crești. Și păstrezi asta în memoria ta. Cu cât crești, cu atât simți că dacă crești mai mare, ești mai puternic. Mai puternic. Și atunci, posibilitatea să te naști, evident că posibilitatea să nască un spirit cu vârsta stară mare este cu mult mai mare decât posibilitatea să nască cu un spirit cu vârsta stară mai mică. Păi de ce? Păi asta face diferența și la spermatozoid. Puterea interioară. Spermatozoizii sunt larve și reprezintă puterea interioară. Evident, care va câștiga? Cel mai puternic. Știți că era chestia cu dacă niciodată în viața ta n-ai făcut nimic, fii mândru că măcar o singură dată ai fost primul. Când te-ai născut. Din milioane ai reușit. Și nu-i puțin. E chiar foarte mult. Deci e destul că te-ai născut și nu trebuie să te evoluezi prea mult și tot ești bun că ai făcut ceva. Așa că, uitați, simplu fapt că te-ai născut te face un învingător. Deci oricine s-a născut este în realitate un învingător, că face parte, deci învinge dintr-o luptă acerbă. Aia ca să fii primul dintre milioane, băi frate, e greu. Mai glou, mai serios, e foarte adevărat. Ați văzut? E un film foarte drăguț pe care o comedie foarte interesantă, care vă sfătuiesc să o vedeți. Se numește Sexualitatea la oameni, parcă. Acum ați înțeles că șerpii ăștia se nasc, în funcție de dimensiuni se nasc animale mici, în funcție de dimensiuni mai mari se nasc animale mari, pentru că pe scala evoluției entităților spirituale care sunt aici, la nivel de întuneric, să se nască cei cu vârste astrale cele mai mari. Și din perspectiva asta, pe planeta asta avem mai multe tipuri de oameni. Oamenii acestei planete, cu vârste astrale mici. Deci sunt oameni care au evoluat pe planeta asta pe toate ciclurile. Hai și o să mă...
ce-mi place să spun asta, o să mă iubească biserica. Sunt entități spirituale care s-au născut pe planeta asta, deci din demonul primar, din Bafometul, chiar dacă vreți să știți, și are cicla 666. Și au trecut prin ciclul evolutiv al întregii planete. Deci au fost și pietre, adică au și ciclu de metal și ciclu de plante. Asta s-a făcut miliarde de ani. Și ciclu de insecte. Toți ați fost și insecte. Da. Da? Unii au fost albinuțe, alții trântori, caracteristicile se păstrează. Eu am fost... Nu. Eu am rămas cu... Nu știu dacă e din film sau al meu, dar sunt încă mi-a venit. Cred că am fost cosaș, că eu le-am pe astea cu sânturile. La care distanță. Nu știu. N-am studiat. Bun, revenind. Și atunci, entitățile acestei planete au făcut parte din toate speciile. De la început, deci din toate regulile. De la minerale până sus. De la, cum se cheamă? Pământ, apă, aer, foc, până sus. Ok? Și atunci, ăștia sunt oamenii acestei planete. Populația tânără. Sub 4,5 miliarde de ani. Populația neagră. Pentru că planeta are o populație neagră. Tot ce nu e negru, nu e de pe planeta asta. Ok? Populația primară a Terei este neagră. Să știți că chinezii la origine sunt negri. Să știți că japonezii la origine sunt tot negri. Cenușii așa nu. Dar populația este clarchis. Bun. Aici pe planeta asta, evident, pentru că a avut ciclu evolutiv, este o planetă cu o evoluție lentă. Au fost trimiși și alte entități. Și aici apar fiii de Dumnezeu. Fiii de Dumnezeu care au fost pedepsiți pentru că și-au distrus planeta, n-au înțeles ei și sau au intervenit. Nu ai voie să intervii în ciclu de evoluție a unei planete. Și au intervenit. De fapt, ce au făcut? Când intervii în ciclu evolutiv a unei planete, treci peste un Dumnezeu. Asta înseamnă război. E un film foarte drăguț în Star Trek, în care nava, Enterprise, ajunge lângă o planetă și începe să-i zbuduie Dumnezeu acelei planete. De ce? Pentru că au încălcat legile, la aia pedeapsa era cu moartea dacă spărdeai un geam. Și un puști drumărul capitanului a spart un geam. Și atunci a fost condamnat la moarte. Și pentru că nu se supuneau legile acelei planete, a început balamul. Dumnezeu respectiv nu știa iertare. Mă rog, foarte interesantă ideea. Fiecare planetă are legile ei, fiecare planetă are regulile ei, în funcție de Dumnezeul planetei. Care este supus Dumnezeului primordial, dar totuși are dreptul de... E ca un șef de serviciu. Treaba mea, cum o le fac treaba. Treaba mea e să-mi cresc oamenii. Cum îi cresc eu, e treaba mea. Mă supun ierarhic, dar cei mai jos se supune mie. Bun, și acești Dumnezei, fii de Dumnezeu, cei 144.000 sau copiii lui Israel, cum se spune, pentru care a venit Hristos, au căzut și au fost trimiși pe pământ. De aici provin lemurienii, de aici provin atlanții, de aici provin copiii pierduți al lui Israel. E, problema este că ăștia sunt spirite cu vârste sale mari. Sunt spirite bătrâne. Unele dintre ei au miliarde de ani. Atunci ăștia s-au erijat în lideri. Problema este că au fost pedepsiți să trăiască pe planeta asta și atunci ei pedepsiți să trăiască pe planeta asta, ei s-au dus unde? În jos. Și au devenit un fel de consiliu de conducere al planetei. Și asta este Shambhala. Okay. Problema este că unii s-au dus, s-au devenit mai răi. Unii au devenit buni. Și atunci s-a întâmplat următorul lucru. Cei care au crescut ca vibrație au început să participe la coordonarea planului divin de evoluție pe planeta Terra.
Și alții au început să opună. Că de asta e balamul cu care e pe planeta asta. Trebuie să fii de Dumnezeu care urmează lumina, fii de Dumnezeu care sunt legat de materie. De pământ și de viață. Pentru că a început să le placă viața pe pământ. Da, au început să le placă și doamnele, au început să le placă și distracția. Și atunci au uitat să mai evolueze. Bun. Acum, apropo de planeta asta. Încă nu știu exact. Da, o să văd. Dacă fiecare planetă, pe lângă cerul ei, are și iadul ei. Adică dacă așa cum are un cer, are cele 10 ceruri care sunt în tare planete, are și 10, adică 10, sunt 7. 6 iaduri care sunt în tare pământ. Întrebarea mea este că așa e cu fiecare planetă, în funcție de raportul lumina și întuneric, are un cer și un iad personal. Ceea ce e foarte interesant. Adică, câte am văzut eu, astea sunt tributare fiecare planetă în parte. Bun. Dimensiunile. Evident că la noi, deci între astralul nostru, planeta pe care suntem și cerul, există ceea ce se cheamă gardienie pragului. Tu nu poți să treci de dimensiunea asta, pentru că între tine și primul cer este există un gardian atlant, al pragului. Care este un? Un. Paradoxal, dar și în jos, gardienii pragului sunt tot îngeri. Nu sunt demoni. Și există, așa cum există îngeri de lumină, există îngeri de întuneric. Îngeri de întuneric care slujesc lui Dumnezeu. Păi de ce? Păi foarte simplu, pentru că există o organizare și în ea. Și fiecare dimensiune, fiecare anticer, are un prag. Și pragul ăla este păzit să nu treacă dintr-o parte în alta, de îngerii pragului, care sunt tot îngeri ai Dumnezeu și care fac voia Dumnezeu 100%, chiar dacă ei sunt îngeri de întuneric. Păi întunericul nu era tot din Dumnezeu? Și atunci toate ființele de întuneric sunt ale răului? Se zice că în momentul în care am întâlnit eu îngerul de întuneric, mi s-a părut foarte... Deci am rămas rugat. Că nu înțelegeam cum adică să ai minus 40 și să faci voia Dumnezeu 95%. Adică lumina interioară, întuneric, lumina interioară să fie minus 40, adică să fii dintr-un anticer 4, și totuși să faci voia Dumnezeu 95-98%. Să întrupați. Adică, bun, de ce se întâmplă treaba asta? Pentru că trebuie să existe o ordine și în iad. Și așa că, până și acolo nu ajungi că vrei tu, de asta se fac inclusiv inițieri pe întuneric. Nu poți să te duci tu în minus 4, că într-o zi ți s-a năzărit, eu mă duc și eu să vizitez minus 4. Nu există. Că te oprește gardianul. Tu ce cauți? Păi, am venit și eu. Mă, fugi. Deci te oprește. Și astfel apare inițierul pe întuneric. Inițierul pe întuneric care nu înseamnă neapărat rău. Da? Pentru că există inițier pe întuneric care te conectează la anticerul unde este întuneric, care este întunericul lui Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă rău. Există inițier pe îngerii de întuneric. De ce e important treaba asta? Să faceți diferența între îngerii de întuneric, care slujesc lui Dumnezeu, și demoni. Ok? Deci, ați văzut ce e aglomerat colonial? Avem îngeri de întuneric, avem demoni, avem cerbi, avem scorpii, avem balauri și mai sunt multe. Toate separate. Nu separate, sunt toate acolo. Sunt toate acolo. Evident că, să nu credeți că și ăsta e foarte bine organizat. Nu e haos. Nici măcar în ea. Drăguții că sunt ca o... Nu știu, așa pentru voi. De exemplu, dragonii, șerpii și dragonii și scorpii sunt organizați pe case regale. Adică,
Există dragonii care sunt masculini, dragon feminin, și sunt într-o ierarhie deasupra care e un rege și o regină. Iar și sunt foarte multe ierarhii de genul ăsta. De aici sunt diferențele dintre popoare și diferențele fie de cultură, fie de cum se cheamă, de aptitudini. Adică nemții au o casă, ca să zic așa, o ierarhie. Și au anumite trăsături, care sunt tehniciste, da? Rușii au o altă casă, care presupună. Noi avem o altă casă. Adică avem alte însușiri în funcție de dragonul primordial din care ne naștem. Sau prin care ne naștem. Cu cât ai sângele mai amestecat, cu atât ai mai multe însușiri din mai multe părți. Evident că contează foarte mult și locul unde te-ai născut și mâncarea pe care ai mâncat-o și o să vezi că în momentul în care te duci și stai foarte mult într-un loc, schimbi inclusiv structura. În schimb, te adaptezi locurile. De ce? Pentru că în mâncarea aia sunt larve, care larve se duc la nivel de sine, care la nivel de sine te modifică. Când te modifică, bineînțeles. Deci orice loc te schimbă. Stai în România, te modifici cu conform României. Te duci în Thailanda, te modifici conform Thailanda. Te duci în Germania, te modifici conform Germania. De aia nu te adaptezi unui loc. Pentru că în realitate, sine tău nu se adaptează cu larvele care le bagi în tine din pământul respectiv. Deci orice pământ are o vibrație, orice mănânc are o vibrație, orice bei. Și dacă provine din entitățile spirituale, care se regăsesc în toate, și în apă, ai entități de apă, și în mâncare, ai entități de mâncare, și toate, și aerul și tot. De asta rezonez sau nu cu spațiul, pentru că entități, de fapt, cu, rezonez, de fapt, cu entitățile negative ale aceleia spațiu. Și acum o să ajungi. Orice este, are și o componentă spirituală. De fapt, care e ideea? Lumea are o componentă materială, una energetică, una spirituală. Componenta materială o vede toată lumea la apă, da? Dar componenta energetică, știți că se fotografiază, se vede că are o lumină în fiecare apă plată, are o lumină ei în funcție de moleculele de hidrogen și oxigen. E, dar are și o spiritualitate a ei. Așa că, de obicei, să știți că apele scumpe au EBP-ul foarte mare. Apele plate, de exemplu. Da? Și atunci, în felul ăsta înțelegeți că, de fapt, suntem format de, din ce? Din microlum. Din microlum, din microvesul, care se regăsesc în toate structurile materiei. Și atunci, avem case regale dincolo. Diferența între îngerii căzuți, șerpi, scorpii, dragoni și demoni, este că unii, ăștia din urmă, sunt proveniți din entități spirituale care au fost întrupate, dar au ales rău. La noi nu se face diferența asta. La ortodoxi, deci eu atâta ignoranță n-am văzut. Una este un spirit neîntrupat. Un spirit care n-a fost întrupat niciodată în om și n-are conștiința binelui și răului. Pentru că dacă a fost animal, nu se pune. Că n-a avut posibilitatea să aibă o educație. Animalul, știți că e singurul, e o vestuitoare care nu are conștiința de divinității. Diferența între un om și un animal este că animalul nu are conștiința divinității. Nu are conștiința existenței divinității. De-abia omul capătă accesul la ideea de divinitate. Bun, și atunci el nu poate să fie judecat. În niciun fel. El e la nivelul ăla, că de-aia există un prag astral unde se regăsesc toate animalele. Ei nu au noțiunea de bine și de rău. Nu poți să zici unui pisici, știi, ai mâncat o turiga. Rea-o care ești. Că n-are o conștiință. Sau leului, știi? E Paște. Post, miel, nu. N-ai cum. Dar ele au un program și aia fac. Ok? La om intervine liber arbitru. Ei nu au liber arbitru. Ele au programe și le îndeplinesc. Mai bine sau mai rău? Programul să facă copii, programul să mănânce oaia, programul să... Deși, mă rog, și aici, nici aici nu e într-o tot adevărat, că se spune că era Sfântul Sarafin de Sarov care a certat ursul că mânca oi. Și, mă rog, se hotărâse omorârea ursului și ea s-a salvat pe urs.
nu știu dacă știți povestea, Serafim de Sarov, la un moment dat, este reprezentat în icoană cu un urs. Totul pleacă de la faptul că la el s-a dus o călugăriță și călugărița asta a suferat de frici. Și când vorbea aia cu Sfântul Serafim de Sarov, a venit un urs și asta a înghețat. Și zice, nu, și că ia niște pâine și de să mănânce. Care e povestea ursului? I-a dat să mănânce, călugărița s-a vindecat de frică și i-a zis, dar să nu, i-a zis Sfântul Serafim, dar să nu povestești asta până când o să fie moment. Și la un moment dat murise Sfântul Serafim de Sarov, cineva îi picta icoana și lăsase un spațiu liber lângă grota lui. Și asta a venit călugărița și a zis, dar asta de ce nu-i pictat? Zice, aici lipsește ceva și nu știu ce să pictez. Și zice, trebuie să pictez un urs. Și a povestit povestea cu el. Ei, ideea este că ursul respectiv mânca oi și Sfântul Serafim de Sarov l-a luat și l-a dus la episcop să-și ceară iertare că mănâncă oi. Și, da, că altfel ar fi omorât. Și se spune că mergea prin centrul orașului cu ursul după el și toată lumea, nu dai seama că acum e să mergi prin centrul capitale cu ursul după tine și le spunea, lăsați-mi în pace că îl duc să-l cer pe episcop că am mâncat oi și nu o să mai fac. Dar de fapt a vrut să-i salveze viața. Foarte simplu, l-am pachetat, a băgat un sprit bun în el și s-a dus cu carcasa ursului. Așa se produce dresajul. Că vreți să știți ce. I-am pachetat sinele. Bun. Nu mai știu ce ziceam. A, și vorbeam despre faptul că entitățile spirituale se nasc. Au fost N civilizații, da? În civilizația asta, evident că au putut să trăiască o grămadă de oameni. Unii au ales rău. Rău ce înseamnă? Șoarpele Kundalini se naște, se transformă în om și după aia alege binele sau rău. Când alege bine, se transformă în înger, merge mai sus. Când alege rău, își ia capăt de coarne și codiță. Și se duce în jos. Eu am văzut odată transformă. Am scris? Nu mai știu. De treaba asta am văzut odată foarte drăguț. O să dau asta înapoi. Și era o doamnă care era foarte supărată cu mine, era pe lumină, dar nu înțelegea de ce am făcut eu anumite chestii. Și mă ura atât de mult, încât a fost dispusă să facă mult rău, numai ca să poată să facă rău. Și în timp s-a transformat. Și trebuie să vă spun, eu nu le-am pasat, să știți. Eu am aflat foarte târziu ce înseamnă hard sex și latex și beach și a trebuit să citesc. Mi-a adus un înger de ziua mea, cei 50 de ombre ale lui Grey. Zic, dar de ce mi-a adus cartea asta? Eu sunt scriitor, am orgoliul ăla, știi? Când mi-a adus cineva o carte, dar de ce trebuie să citesc pe ăsta? Și ea mi-a zis, tu o să înțelegi. Bine, și s-a pus la ficiunță, și vedea cei 50 de ombre ale lui Grey. Mă rog, și acolo am găsit diverse chestii de genul ăsta. E, și tipa, cred că am făcut un pic prea, și tipa s-a transformat din îngeraș cum era aia cu arifioare, pentru că a avut, deci și-a căpătat, vreau să spun că de la cornițe furcă, cizme, și? Sunt negri, negri cu top. Și au un fel de body, dar de la care îți lasă popovul gol. Și coadă. Și coadă. Adică sunt drăguțe, bă. Sunt exact cu cornițe roșii. Și în funcție de gradul pe care îl ai, gradul ăla cum e maleficent, dar ai un grad foarte mare. Ăla e la nivel de lilii. Da? Farnele alea. La nivel mic sunt alea cum mai aveau, cum se cheamă... Caieruții. Ca ierbuții, așa mici? Da. Nu, mai purtau fetele de la Cricotaș, știți, când erau îmbrăcate din cornițele alea mici? E. Bun. Facem sistem. Deci în momentul în care am șarpele Kundalini, el iese, se întoarce, aleg binele, mă transform în înger, aleg rău, mă transform în demon. Aia sunt demoni. Demonii sunt oameni cu coarne, cu figurile distorsionate, cu coadă, cu copite, cu ce vreți voi. Șerpii, scorpiile, dragonii sunt entități spirituale care trebuie să nască ca să capete conștiința bine și rău. Și nu pot să le tratez. De ce să ard șerpii, scorpiile și balaurile? N-am de ce, pentru că ei nu au noțiunea de bine și de rău, că ei sunt ca și copiii. Aici e greșit, apropo de moștenirea Sfântului Vasile cel Mare. Nu e nevoie de blestem. A, că poți să... Știți ce înseamnă aghiazma pentru un șarpe? Ca și cum ai stropi pe cineva cu plumb tot.
Și atunci, de ce să fac rău? Eu am realizat treaba asta, adică, deci vreau să vă spun. Eu sunt genul de individ care n-am știut altă pedeapsă decât iadul. Iad. După aia am folosit toate, murite cu ce toate alea. După aia săbi de lumină, deci toate le-am folosit. Și până într-o zi când am... Mă rog, mai faci psihologie, mai faci psihoterapie și spui întrebarea. Bine, domnule, dar dacă eu simt nevoia să chinui rău, rău are o problemă sau eu am o problemă? Și atunci mi-am dat seama că de fapt problema e la mine. Că era supărarea mea pe rău. Și atunci am înțeles că nu-i dă vina pe rău. Tu m-ai pus să fac asta. Din cauza ta s-a întâmplat asta. Noi nu ne asumăm că eu am fost la... că eu am făcut, că eu am acceptat, că... Nu! Întotdeauna Argeșeanu e de vină. Toate doamnele care au fost la mine și, mă rog, au avut nemulțumire la tine, la mine, au zis, eu sunt de vină, din cauza mea. Bun! Cam așa e rău. Toată lumea de vină pe rău. Dar nimeni își problema mine, dar dacă nu aveam ceva în mine, putea să mă agațe. Bun! Și atunci, demonii sunt, de fapt, șerpi, sau scorpii, sau dragoni, care au trăit și care au ales răul. Și atunci devin dăiamani. Și ăștia sunt și ei pe nivelurile lor spirituale. Bun. Ce mai vreau să vă spun? Evident că ierarhiile astea spirituale de jos se nasc. Se nasc fie din dorința de a reîntâlni plăcerea, pentru că plăcerea nu poți să simți decât într-un. Deci foamea. Să-ți satisfaci pofta de a mânca, de a bea, alcool, fuma, sexualitate. Nu se poate face decât în plan material. Deci de aici apare dorința aia puternică, te face să dorești să te naști. Aia te face să-ți dorești să lupți. Aia e frustrarea care face spermatozoidul să devină un campion. Sau dorința de a te întoarce la Dumnezeu. De a te întoarce în lumină. Frica. Deci, dorința de lumină, dorința de bine, dorința de iubire, dorința... Deci, întotdeauna câștigă cel cu motivația mai puternică. Și la fel e și în lumea noastră materială. Care sunt motivațiile pentru care vrei să câștigi? Unu. Că vrei bani, că vrei succes, că vrei... Sau că vrei echilibru. Sunt mulți oameni care se duc să câștige. De ce? Pentru că le-a fost greu. Au fost sărăcuți, au fost aia. Și atunci ce zic? Băi, trag de ce? Îmi doresc o familie, îmi doresc copii, îmi doresc casă, îmi doresc echilibru, care este o chestie pozitivă. Și atunci trag, special ca să ajungă campion, special ca să, ce? Să aibă pace. Găinați, de ce trag? Trag de ce? Am nevoie de bani. De ce? Păi să-mi îndeplinesc necesitățile mele. Care de multe ori costă mai mult. Ați înțeles? Deci motivațiile sunt ori pozitive, ori negative, dar întotdeauna cei care au motivații, evident că sunt mult mai puternici și mult mai, cum spun eu, sunt mult mai tenace decât cei care n-au nicio motivație. Dacă își ajunge să se nască și îndrăzneam și au dorit. Deci, e adevărat, ajung să nască și entități care n-au vrut să nască, pentru că Dumnezeu intervine și El aici. Ok. Intervine și El. Deci nu se face numai ce vrem noi. Există o ordine. Dumnezeu lasă lucrurile să se întâmple. Dar pe aici, pe acolo, intervine. Lucrurile merg. Da? Să plătească karme. Mai se naște unul cu o misiune specială. Sarajevo. Adică sunt multe entități care se nasc cu misiuni speciale de la Dumnezeu ca să producă anumite lucruri. Deci nu sunt lăsate la voia. Adică sunt niște legi care... Sunt niște legi, niște reguli care funcționează în naștere, în evoluție. Da? Asta nu înseamnă că Dumnezeu lasă totul. De ce? Pentru că automat intervine și rău. Automat. Păi să zicem că eu am o problemă, da? Am un neam. Și neamul ăsta au apărut o grămadă de indivizi care au creat o grămadă de probleme. Automat afectează genomul, da? Păi și atunci, dacă tu vrei ca Dumnezeu să se mai nască oameni din neamul ăla, nu trebuie să le faci genomul, și atunci ce fac? Să naște un înger sau un sfânt? Care se întoarce la Dumnezeu, întorcându-se la Dumnezeu, sau prin valorile Lui,
modifică genomul în sens pozitiv. Așa cum există modificarea genomului în sens pozitiv, așa există, în sens negativ, așa există și modificarea în sens pozitiv. Pentru că Dumnezeu, prin asta, schimbă. Are această posibilitate și are acest drept, nu? Dacă vrea ca dintr-o familie să nască un copil care e înger, se naște și la revedere. Și el automat modifică gena. Păi până ajunge el mare, da? Deci ia gena în anume fel. Gena se schimbă odată la 3 ani. Cam așa se schimbă ultima celulă. El având valori bune, rezolvându-ți problemele de karmă, păi clar, când ajunge la 20-30 de ani, are genomul mult în îmbunătății față de părinți. Ați înțeles ce e simplu? Și ce se întâmplă când o entitate vine să naște și moare imediat? Deci, o secundă. Bun. Faceți o listă de întrebări, ca să nu ne întrerupem și răspunsă. Ok. Mai departe. Evident că pe Pământ există oameni, există demoni întrupați, da? Care vin să plătească karme, există și îngeri întrupați. Dacă, cred că vă e clar că și demonii care se întrupează se transformă în șarpe, că ei urcă, da? De jos, își pierd din structuri și structurile demonice sunt structuri. Știți cum sunt structurile demonice? Ca o piele, ca un costum. Și lasă pe parcurs. Și ți apare pe Pământ un înger frumos. Adică ca un om foarte frumos. Un tip de la minus 40. Deci, foarte frumos ca bărbat. Ca mascul. Dar vrea să ca un cunoștere după birou. Răuți, dar e atâta de vorbă. Ca doi amici. Mi-a făcut o grămadă de probleme. Dar asta era misionarii, să facă probleme. Adică frumos, dar nu era armonios. Nu. Era chiar fizic armonios. Vreau să spun. Deci chiar armonios fizic. Numai că îi vedeai ochii și când măsurai, dădeai de... Deci ochii erau. Doar ochii era... Se vedea. Hău. Ei. Deci ei își lasă din structuri și se pornește așa. Numai că o să vezi că nu suportă prea mult lumina. O întreagă poveste. Nu prea stau la lumină. Ăștia lucrează mai mult noaptea. Ies mai... După ora 9, adică au niște caracteristici că nu le place lumea. Ok? Bun, și de sus, îngerii. Îngerii cum sunt? Au structuri de îngeri. Deci pe măsură ce îți lasă structurile, își lasă aripioare, își lasă pene, își lasă nu știu mai ce, se transformă în șarpe. Și toată lumea mai apă și în Pământ. Demonii sunt șerpi. Îngerii sunt șerpi. Ce-i diferențiază? Deci aici există diferență de culoarea. Demonii, în funcție de nivelul la care vin, au variațiuni de negru, roșu închis, maro. Pe când îngerii sunt de la al, toate culorile curcubeului, în funcție de nivelul la care vin. Dacă sunt arcanghii, sunt albaștri. Ați înțeles? Și cei mai de sus, ce culoare au? Al. Deci cei care vin, cei mai de sus, au al. La fel cum, mă rog, nu o să discutăm. Acum despre asta. Vreți să vorbiți și să vă spun și despre scorpi? Da. Astea sunt cele mai drăguțe. Ce se întâmplă? În general se nasc șerpii ăștia. Ați vreau să spun ceva. Până și șerpii ăștia sunt și ei interconectați la nivelul unui subgrup. Care e mare. De exemplu, și entitatea României este un șarpe mare și pentru, în realitate, este o scorpie la care noi suntem pui. Da? Deci fiecare șarpe, până la urmă, e conectat la. Că unii sunt mai fugiți de acasă, că unii sunt solitari, dar toți provin dintr-o entitate din ăsta mare. Apropo de scorpii, scorpiile sunt entități cu vârstele astale foarte mari și cu dimensiuni foarte mari. Adică, apropo de șarpele Kundalini, șarpele ăsta Kundalini poate să aibă dimensiuni. Știți că în așa, îi găsești prin cărți la cei care au văzut, ca 1,5 metri, ceva de genul ăsta. Ei, în general, scorpiile astea au peste 100. Și sunt, de exemplu,
într-un sat, gândiți-vă că sunt case care sunt pe iacre. 100 de metri înseamnă că și vecinii sunt peste tine. Ei, când se nasc entitățile astea, de obicei se nasc cu tot talaiul după ele. V-am zis că sunt spirite, are spiritele astea negative, sunt ceruri căzute, dacă vreți să știți, care în momentul în care se nască și iau tot alaiul după el. Adică se nască într-un loc, în momentul în care se nască într-un loc, își iau, deci, ce înseamnă Scorpio? O entitate care este dominantă și de jur împrejur alaiul cu entități diferite specializări. Și iau de la cum să zic eu, paznic, cum se cheamă, sfătuitor, cum erau casele regale. Cea care îi face părul, cea care o machiază, șoferul, tot stafful. Deci vine cu tot stafful. Paradoxal este că ăștia în staf își păstrează oarecum aptitudinile, vedem, ceea ce fac. Deci că se merge pe principiul rezonanței și fiecare se îndreaptă către ceea ce avea de făcut. Se întâmplă, și nu mă contrazic, dar se mai întâmplă câteodată că am observat și cazul ăsta. Și mă rog, că dacă sunt spiritele masculine care au existat în această structură și se nasc, se poate întâmpla să nască femeile. Și ai are, de fapt, gardieni personali care în viața actuală sunt femei. Dar tot cu un rol de protecție. Deci el își păstrează rolul la nivel de sine. Și așa apar firmele astea hiperprotectoare ale reginelor. Că sunt efectiv ca niște regine care vin cu tot alaiul după ele, cu tot stafful lor. Și evident că au soldați, au sfătuitori, au cum se cheamă? Până și clovi. Bufon. Da, vin cu totul. Și se regăsesc în jur în familia lor. Ea devine dominantă și întotdeauna este considerată cea mai. Și asta e interesant. De multe ori nici ei nu știu de ce. Adică sunt supuși. Sunt... E un termen. Mă rog. Sunt mai supuși față de persoanele respective ceilalți. Și evident cresc împreună. Din punct de vedere material, din punct de vedere spiritual. Dar tonul îl dă ea. Dacă ea este preocupată de materie, regina, tot o să fie preocupată de materie. Adică ea impune tonul. Dacă ea începe să devină preocupată de spiritualitate, îi trage pe toți în jurul ei spre spiritualitate. Ca orice regină, evident că e... are o problemă de supunere față de autorități, față de șef, față de toată lumea. Se poate evada. Ce? Se poate evada. Adică cum? Adică supușii la un moment dat pot să... Da, dar n-am interes. E ca și cum ai plecat din familie. Devii un proscris. Adică poți să fii și singur, dar... inevitabil la un moment dat devii singur. Pentru că orice, știți, principiul evoluției este următorul. Orice pion poate să devină la un moment dat regine. Și face parte din evoluție. Dar atâta timp cât nu ești evoluat, n-ai de ce să pleci. Dar poți să pleci în momentul în care devii regine. Și ce se întâmplă cu sistemul ăsta? Este un sistem ierarhic. Ok. Dar în perspectivă, se traduce în felul următor. E o pildă ortodoxă, ortodoxilor, în care se vorbește despre un ucenic care îl întreabă pe pusnic cum este mântuirea. Și ăsta îi spune, uite-te pe cer. Dacă o să fii pusnic, când te vei mântui, vei fi precum un luceafăr. Dacă te mântui în obște, o să fii precum o... Deci depinde de tine ce dorești. Dacă îți place să fii singur, să luminezi în întuneric,
dacă îți place să fii într-o ierarhie, ia ceva. În ierarhie, chiar și în treime, să știți că este opțională intrarea în ierarhie, în treimea cristică bunii. Pot să intru dacă vreau. Da? Dincolo pot să fiu în treime. Sau pot să fiu singur în noapte. Dacă ajungi la iluminare, pot să fiu în ducea fără noapte. E clar? Bun. Asta ca să știi că ai opțiuni. Sau poți să te duci să vizitezi. Mă duc, îi vizitez și pe ăștia la... Mă duc și vizitez și pe Cărăduiei Shaolin, fac și acolo niște meditații. Mă duc și pe la Qigong. Mă duc și pe la yoga, fac niște asane. De ce să stau doar acolo în liturghie? Mă plictisesc sincer. Mă duc și la liturghie. Mă duc tot timpul. Eu sunt de la care am nevoie de diversitate. Și atunci mă lasă Dumnezeu. Du-te! Limbă-te! Așa sunt ăștia mai mici ca vârsta asta. Bun, revenim. Și atunci, evoluția asta poate să se ducă către singurătate, către a fi ca o luceată, sau poate să ducă până la a fi ca o constelație. Și de ce nu ca o galaxie? Pentru că e automat. Știți că așa zice și Hristos că aceasta nu e lumea mea. Și că lumea mea e undeva. Toată lumea e că mai e un univers paralel undeva pe care formează și formează ca și Dumnezeu. Pentru că toate universurile astea și toate galaxiile pe care le vedem sunt formate de Dumnezeu, care provin și au prin... au avut misiuni personale pe altă planetă. Deci nu e niciunul care să fi fost în activ așa. Și atunci o scorpie când se întâmplează de prima dată, practic le dă șansa și celor din alaiul ei să se întâmplă. Evident, da. Deci iată, nu ia, iată. Nimeni nu mai fost din tot alaiul ăla întâmplat. Se poate să nu mai fi fost nimeni întrebat, să fi fost căzut de la altă, dar se poate foarte bine să provină dintr-un alt univers paralel care să nu mai fi avut în trupă. Adică, scorpile și balaurii pot fi mai avut, să mai fi avut altă trupă? Da, unii da. Unii da. Nu întotdeauna, dar unii da. Adică unii mai au o existență pe Pământ. Pentru că există alaiuri care vin pe Pământ pentru că nu au înțeles ceva. Și vin să înțeleagă. Și vin cu totul. Deci când coboară o arcă, de aia coboară cu totul. Nu. Și se nasc aproape simultan. Că se nasc simultan. Deci când coboară ea pe topogan, îi trage pe toți. Și se nasc cu diferență foarte mici de ani. Că îi trage de departe. Nu de tot. N-aș putea spune că am ajuns, i-am studiat treaba asta și știu. Nu. Vă spun ce am descoperit până acum. În ceea ce privește dragonii, dragonii sunt căruți. Sunt de diverse dimensiuni, de diverse puteri, de diverse culori, de diverse specializări. Din păcate, la noi s-a înțeles greșit. Vreau să spun că icoana Sfântului Gheorghe învingând balaurul a apărut, nu știu, prin secolul 14, 15, 16, apar n-a. Adică nu a existat întotdeauna și este o tâmpenie. De ce? Ca unul care am rănit, vă repet, și șerpi, și dragoni, și scorpi, și tot, pentru că așa am fost eu, n-am știut decât sabia, vă spun că e cea mai proastă formă să învingi un adversar. Da, am făcut-o pentru că așa am știut. Bun. Ideea este, dacă mă întrebați acum care trebuie să fie atitudinea mea față de tot ce înseamnă șerpi, scorpi, balaur, chiar și demon este tot de lor, iubire. De iubire și dreptate. Adică, eu tratez entitățile la ora actuală, sper să o mai înțelepțez, dacă se poate și mai urmărit, în felul următor. Te superi pe un om bolnav psihic, îl izolezi, am grijă să nu-și facă rău, să nu facă rău la alții. Corect? Dar nu mă apuc să-l chinui, nu-i fac electroșocuri, nu-l bat, nu-l crucific, nu-l leg. Îi dau medicamente și îl las să stea liniștit acolo și încerc să-l ajut cum? Stau de vorbă cu el, psihoterapie, activități educaționale, da? Toate. Înțelegeți ce vreau să spun? Demonul este bolnavul psihic, neîntrupat. El are o, cum se cheamă? O percepție eronată asupra adevărului.
Și atunci trebuie să-l chinui pentru asta? Nu e ca și cum aș chinui un copil că nu știe ce e bine și ce e rău? Și atunci, în clipa de față, eu mă gândesc la rău ca la o modalitate de educație. Vreți pauză? Hai deschide geamurile, nu vă dau pauză, că și trebuie să plec la lucrări și fac 8 ore pe zi. Am vrut să opresc drumul ăsta. Bun. Și atunci? Am înțeles. Dar nu trebuie să înțelegeți tot, trebuie doar să intuiți. Voi ăștia din spate, teoretic, ar trebui să fiți ăștia mari ai mei și atunci voi ar trebui să percepeți gândurile. Nu sunt eu gândurile, nu? Eu i-am zis că în timp că stă bine cu ei. Da, e roșu. Nu s-aude deloc. Cred că n-are baterie. Deci, și așa, deci prin urmare. Facem o ghidușie. Că mie mi-e lene, știi? Bun. Ideea este în felul următor. Dacă mă întrebați care este adinea, în primul rând trebuie să înțelegeți că de asta unirea unor șerpi fac dragon, etc. Mă unirea mai multă șerpi de fac scorpi și după aia mai multă dragon. Ideea este că adinea față de ei este atitudine de înțelegere și de respect reciproc. Este greșit să trec peste ei. Da? Așa cum vouă nu vă place să treacă peste voi, ci ați vrea să vă convingă cineva să faceți un lucru, așa sunt și ei. Adică, e mult mai corect, de exemplu, să mă duc într-un loc, să cer voie spiritele locului să-mi fac asta acolo, decât să mă duc, intru cu buldozerul, sap, vin muncitorii, și după aia mă duc și vin cu o bobă să facă speștanie și, de fapt, am trecut și am dărâmat tot ce era acolo și, nu mă suportă entitatea respectivă. Și după aia mă întreb de ce merge rău. Nu mai bine mă duc într-un loc, văd, sunt compatibil cu locul respectiv, cu dragonul respectiv, îl întreb, bă, mă lași să-mi fac și eu casă la tine, crezi că ți-ar place să stau cu nevastă mea aici și să îmi cresc copiii cu tine? Sau nu? Și dacă spune da, se primez, îmi face plăcere, e bună, dacă spune fugi că te omor, păi fugi, că te omoară, poți să vii tu cu taica popa și cu încă 5 episcopi. Vă e clar? Pentru că el e acolo și are timp. El e acolo și poate să facă mult. De asta nu înțeleg oamenii. Că nu trebuie să faci. Faci biserice pe dragoni care vor să se întoarcă la Dumnezeu, nu pe aia care sunt împotriva lui Dumnezeu. Că nu are niciun sens. Fac dragoni pe locul unde sunt dragoni care se ocupă de vindecare. Și terapie. Și aia. Fac, mă duc să țin cursuri în locul în care dragonul vrea să învețe. Nu într-un loc în care nu suport, deci nu mă suport. Că n-are rost. Întotdeauna o să există unii care nu vă plac. Nici voi pe ei, nici ei pe voi. Că nu puteți să plăteți la totul. Unul nu vrea să se întoarcă pe zi, vrea să stea frumos acum o liniște aia întâi lui. Și mai are să stea nevoie vreo câteva sute de mii de ani, milioane de ani, ca să se plictisească. De-abia după aia o să vrea să facă ceva. Pot să-l oblig. Mi-am făcut și treaba asta, să încerc să oblig, să educ. E greșit. E ca și cum aș încerca să învăț matematică pe un copil care are aptitudini de limba română. N-ai nicio valoare. Înțelegi ce vreau să vă spun? Și atunci, asta înseamnă, de fapt, armonia cu natura. Armonia cu natura înseamnă armonia cu dragonii din natură. Aer, apă, aer, apă, aer, apă, aer, foc, lemn, metal, toate. Dacă nu sunt în armonie cu apa, credeți că e bine să-mi fac o casă pe apă sau să mă fac mai înalt?
Nu. Dacă nu sunt în armonie cu aerul, credeți că e bine să mă fac aviator? Și asta se pot verifica. Adică încerc